Pacea Domnului, vom deschide serviciul divin spre slava lui Dumnezeu cu imnul 564, spre casă de el. 564. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru încă o zi de har, îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai strâns la oaltă în jurul cuvântului Tău și te rugăm, Doamne, să te cobori cu Duhul Tău cel Sfânt în adunarea noastră și să te atingi de inima fiecărui membru de aici. Te rugăm, Doamne, să ne schimbi Tu, Doamne, mintea, să ne schimbi inima, Doamne, să renunțăm la această lume de păcat și să Te urmăm. Rămâi cu noi pe mai departe, în numele Domnului Iisus. Amin. Pacea Domnului și bine ați venit în această dimineață de sabat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru o zi frumoasă care o avem și mulțumim că El ne oferă această ocazie extraordinară de a fi în casa Sa de rugăciune, o ocazie care ar trebui să o prețuim mult. Uneori nu prețuim așa cum ar trebui nici ocaziile de sabat și nici cuvântul lui Dumnezeu pe care le avem astăzi. Să știți că sunt țări în care frații noștri sunt persecutați, e persecuție. N-am mai văzut de mult biserica atât de goală, cred că de pe timpul pandemiei. Sper să nu vină o altă pandemie. Sper să ne ferească Domnul de o astfel de încercare în care trebuie să stăm iarăși acasă închiși, fără să putem să ne întâlnim, să avem părtășii, să avem această ocazie de a fi împreună, de a lăuda pe Dumnezeu împreună. Noi putem să ne întâlnim cu Dumnezeu în cămăruța noastră și trebuie să o facem. Trebuie să avem momentul nostru de întâlnire cu Dumnezeu în cămăruța noastră, doar noi cu El. Este
foarte, foarte important. Dar la fel de important este ca să fim la oaltă, să ne întâlnim toți împreună și toți împreună să ne unim în cântare. Mi-mi place să cânt. Dar când sunt singur să cânt, e mai greu. E mai așa. De când suntem împreună, e altceva. Iubiți frați, bun venit fiecăruia. Eu am impresia că toți suntem de casei, am mai fost. Simțiți-vă mai mult decât bineveniți în această dimineață. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Nu avem istoria de copii astăzi, era Rut pregătită cu istoria pentru copii, dar ne-am uitat că nu mai avem copii, au plecat. Domnul să facă ca plecarea copiilor acolo unde sunt ei în tabără să le fie de folos, să fie o binecuvântare pentru ei și vom vedea sabatul viitor. Așa, dați-mi voie să trec direct la anunțuri. Nu, avem mai întâi colecta pentru școală, colecta pentru zecim și darul. De aceea, dacă Daniel are pregătit mesajul video pentru a-l pune, acum vom vedea mesajul respectiv, după care se va face strângerea colectei pentru zecim și daruri. Auziți, fraților, ca să câștigăm timp, eventual, nu știu cât durează ca să conecteze Daniel, haideți să spun câteva anunțuri care le avem noi astăzi. Publici. Suntem gata? Ok. Publicitatea urmărește să te facă nemulțumit și să-ți dorești lucruri noi. Crezând că fericirea poate fi atinsă cumpărând lucruri de care nu ai nevoie, cu bani pe care nu îi ai, vei ajunge la datorii. Biblia ne arată că fericirea apare atunci când ești mulțumit cu ce ai. Poate dacă avem telefoanele pe Wi-Fi să le turn off ca să nu afecteze sistemul. Dar nu înseamnă că trebuie să renunți la visele și obiectivele tale, ci că trebuie să fii mulțumit cu nivelul tău de trai. Iată câteva sfaturi pentru obținerea siguranței financiare. Pasul 1. Întreabă-te pe ce se duc banii. Scrie toate cheltuielile lunare și grupează-le în trei categorii. 1. Cheltuieli fixe care nu pot fi modificate, cum ar fi zecimea, chiria sau ipoteca, impozitele. 2. Cheltuieli variabile, precum hrană, electricitate, asistență medicală, combustibil. 3. Cheltuieli neesențiale, de exemplu călătorii, electronice, activități recreative. Înregistrându-ți cheltuielile, vei ști pe ce se duc banii. Pasul 2. Stabilește un buget lunar întrebându-te ce obiective am. Trebuie să dai din datorii. Vrei să economisești bani pentru educația copiilor, pentru pensie sau ca să-ți cumpere o mașină? Stabilește un obiectiv.
propuneți, de exemplu, să pui deoparte 200 de lei în fiecare lună pentru pensie. Include acea sumă în bugetul tău lunar. Pasul 3. Compară venitul cu cheltuielile. Care este mai mare? Pentru a evita împrumutul, venitul trebuie să depășească cheltuielile. Chiar dacă datoria poate fi acceptată în societate, merită să urmezi Biblia care spune să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Acum, când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Ne vom ruga. Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim, Doamne, pentru ziua aceasta frumoasă de sabat care ne-ai dăruit-o. Îți mulțumim că putem să o împărtășim aici împreună în casa Ta, Doamne. Fie cu banii care au fost adunați și facă-se să fie folosită după voia Ta. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Amin. Iubiți frați, să vă rețin atenția cu câteva anunțuri scurte. Programul bisericii rămâne neschimbat. Vineri seara la ora 8 pe Zoom. Sâmbătă dimineață începem la ora 10 momentele de rugăciune, urmate de școala de sabat. Iar de la ora 12 serviciul divin de predică. În cursul săptămânii avem o grupă de rugăciune în Navan și dorința noastră ar fi să mai apară și alte grupe de rugăciune, în special în Brăi și în Gore și în alte părți. Este în Gore, da, ne bucurăm și pentru Gore, dar lipsește Brăi, unde este o comunitate importantă. Gândiți-vă ce se poate face cei din Brăi. Sabatul viitor va fi sabatul tinerilor în biserica noastră. Tot sabatul îl vor avea tinerii, programul pregătesc ei. Inclusiv după masă, tinerii se vor întâlni și după masă, sabatul viitor, la un seminar, la un program. Pe data de 8 iunie s-a anunțat și sabatul trecut, al doilea sabat din iunie, va fi Day of Fellowship în Londra de data asta. Comunitatea română, bisericile române din Uniunea Britanică, cred, da, organizează Day of Fellowship. Am înțeles că sunt vreo 11 sau 13 biserici, nu mai știu, românești. Biserica noastră, care face parte din Uniunea respectivă, este invitată și ea să participe în această zi, al doilea sabat din iunie, 8 iunie. Cei care doresc să rugați, ia legătura cu fratele pastor și gândiți-vă săptămâna aceasta, dacă doriți să participați, sabatul viitor deja va trebui să știm cine sunt cei care participă, ca să se organizeze această plecare. Se va face în Biserica Pentecostală Bethlehem din Londra și am înțeles că ar fi aproape de Wembley. Da, nu știu dacă pronunțarea mea e... Ați înțeles, nu? Dacă n-ați înțeles, intrați acolo și vedeți Wembley, nu? Wembley, parcă. Da, stadion, da. Iubiți frați, s-a anunțat și un seminar în după amiaza aceasta. Cineva, știți toți despre seminar? Ați auzit despre seminarul? Că în după amiaza aceasta va fi un seminar sau nu ați auzit? Cei care au auzit?
și care știu dinainte cât sunt cei care au auzit, știu dinainte. Sunt vreo 5, 6, 7, 8 persoane. Da? Ei, vă anunț eu acum că există un seminar după masă și ar fi bine să nu-l pierdeți. Am primit câteva sugestii de la frați, dacă n-ar fi mai bine să-l las pentru o altă ocazie. Eu am zis așa, Domnul Iisus ar fi predicat la câte persoane? La unul. Zice spiritul profetic că Iisus ar fi venit pentru o singură persoană ca să o mântuiască. Eu cred că Domnul Hristos a avut uneori predica pentru foarte puține persoane. Uneori au fost ucenicii, 12, atâți, era auditoriul său. Eu am zis așa, sunt de acord să facem alt seminar ca să prindem mai mulți frați, dar de data aceasta o să merg înainte cu ce am pregătit. Seminarul este despre evenimentele finale, ordinea evenimentelor finale și pot fi atinse multe aspecte ale acestei teme, care este atât de amplă și vastă și cred eu că este importantă și necesară pentru poporul lui Dumnezeu în aceste timpuri. De data aceasta, cei puțini care vrem să rămânem, eu zic să facem un cerc rotund pentru 30 de minute, 40, 50 de minute, și eu prezint ceva, după care dacă avem comentarii, întrebări, ca în familie, facem un fel de școală de sabat, continuăm cu școala de sabat. În așa fel, cred eu că e bine să fac ceea ce am promis înaintea lui Dumnezeu. Vă rog, dați-mi voie să fac ce am promis lui Dumnezeu, că dacă nu fac, da. Ca să nu vă zic că seminarul ăsta l-am amânat de vreo 3 luni, tot l-am amânat. S-ar putea să fie o ocazie în sabatul 3 din mai să iau altă temă, tot din tematica aceasta, a doua venire, da? Din această tematică mare, iau o altă temă și facem un seminar în sabatul 3 din mai. E posibil, dar vom vedea. Astăzi, cu cei care dorim, ne rămânem la sfârșit și comentăm pe marginea acestui subiect. Ordinea evenimentelor finale. O să mai amintesc un pic în predică, dar lucrul ăsta vreau să-l ating în ocazia din această scurtă ocazie de după masă. Iubiți frați, mă opresc aici cu anunțurile. Cred că nu mai avem nicio cântare. Nu avem nicio cântare de data aceasta. Vi se pare bine dacă cântăm cu sala o cântare din suflet, așa? Aveți o propunere? Cineva vrea să cântăm o cântare anume? Ca să pregătim sufletul nostru pentru cuvânt. Elizabeth, o cântare în limba română, ți-ar plăcea vreuna? Numărul 6, nu știu cum este, dar hai să vedem. Ai putea să o, Ionuț? Deci numărul 6. Hai să o cântăm. Așa cum stăm.
Iubiți frate, aș vrea să încep cu o întrebare în dimineața aceasta. Ce faci când ai o vizită? Aștepți un oaspet foarte important. Trebuie să vină o persoană importantă, eventual șeful tău l-a invitat la tine acasă, trebuie să te viziteze și știi că în data cutare, la ora cutare, va veni să te viziteze. Sau eventual aștepți vizita pastorului, familiei pastorale, zici, mai la data cutare, ora cutare, mă vizitează pastorul. Sau mai ceva, te vizitează un funcționar important din stat, un ministru, sau te vizitează primul ministru. Ce faci când ai o vizită foarte importantă? Cum te pregătești pentru acea vizită? Eventual pui ce ai mai frumos în casă? Eventual amenajezi foarte bine casa? Să fie totul curat, să fie zugrăvit, să fie spălat, să aerisit absolut tot? Pentru că vine o persoană foarte importantă. Și aș vrea legat de lucrul acesta să ne gândim cum ne pregătim noi pentru a întâlni o persoană extrem de importantă, cea mai importantă persoană, cum ne pregătim noi pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Suntem, ne numim așteptători ai revenirii Domnului Iisus Hristos, predicăm mesajul acesta de aproximativ 170-180 de ani de la Mișcarea Milerită, noi am continuat cu mișcarea de predicare a revenirii Domnului Iisus Hristos și aș vrea să vedem ca așteptători ce înseamnă să fim gata, să fim pregătiți. Aș vrea să vă citesc pentru început două texte din... Unul se găsește în Matei, capitolul 24. Domnul Iisus ne avertizează cu privire la un lucru. Matei, capitolul 24, începe cu semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Iar spre finalul capitolului, Domnul Iisus face câteva, ne avertizează sau ne atrage atenție la ceva foarte, foarte important. Versetul 44, Domnul Iisus spune așa: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Fiți gata, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iar în pasajul paralel din Luca, capitolul 21, versetul 34, este o altă avertizare care ne-o face Mântuitorul, spune așa: luați seama la voi înșive, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Domnul Iisus vorbește despre un element surpriză legat de a doua sa venire. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iar versetul 42 din Matei spune: vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De câteva ori repet această avertizare și ne spune să fim pregătiți. Se poate întâmpla să avem, să primim vizita cuiva și să ne prindă nepregătit. Mi-amintesc că eram la început de sabat, eram în România la părinții noștri, eram în vizită și era început de sabat, mai era 30 de minute mai înainte de apus de soare și ne sună cineva și spune: venim pe la voi acum, suntem aici cu mașina. A fost o vizită surpriză, nu ne așteptam. Dar i-am invitat, au venit, ne-am bucurat împreună cu ei, erau prieteni care treceau pe acolo și ne-au vizitat. Se poate întâmpla să ai o vizită surpriză și să nu fii pregătit, să nu știi cum reacționezi, cum faci, dar Domnul Iisus ne spune: vegheați, vegheați pentru că nu știți. Iar în continuarea capitolului 24, aduce exemplu
a doi slujitori, zice în versetul 45, care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste casa slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. În versetul ăsta Domnul Iisus ne spune, pentru a fi gata, robul care este gata face un lucru, și anume dă hrană la vremea hotărâtă. A da hrană, și aici nu e vorba de hrana fizică, e vorba de hrana spirituală, Domnul Iisus a spus, nu doar cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, prin urmare, pentru a fi gata atunci când Hristos va veni, Domnul Iisus ne spune, trebuie să fim angajați în lucrarea de a da hrană la vremea potrivită. Există o altă categorie de slujitori care, îl descrie aici Domnul Iisus, spune așa, dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarșii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu îl știe. Deci aici e vorba de un grup de așteptători care vor fi surprinși. Iisus spune, zice, ei nu se vor aștepta, va veni în ceasul în care ei nu se așteaptă. Și vreau să observăm la versetul 48, robul respectiv, robul rău numit în parabola aceasta, el nu zice că stăpânul nu vine. El nu spune că Iisus nu va veni niciodată. El zice, stăpânul meu zăbovește să vină. Și cum zăbovește să vină, n-am altceva de făcut decât să mă apuc să ieși bătăuș, să apucă să-i bată pe alții, eventual pe cei care dau hrană la vremea potrivită, zice, mai, tu ești cel care faci lucrare, dă să-ți dăm. Să apucă să-i bată pe alții, să apucă să bea și să mănânce cu bețivii. Și această băutură iarăși este surprinzător pentru că noi adventiștii promovăm abstinența totală de la alcool. Ce fel de băutură este aici? Eventual o fi băutura Babilonului, poate se referă la ceva figurativ. Două grupe de așteptători, cei care dau hrană la vremea potrivită, cei care lucrează, fac lucrarea stăpânului și cei care merg pe ideea, stăpânul zăbovește, acum fac ce vreau eu să fac, nu mă interesează, nu mă ocup de lucrarea stăpânului, dimpotrivă îi iau la rost și mă ocup de cei care le pun piedici, cei cărora fac lucrarea. Iubiți frați, vreau să spun un lucru care este extrem de important. Cei care predică mesajul că Iisus vine peste 100 de ani sau Iisus va veni cândva într-un viitor îndepărtat sau foarte îndepărtat, toți aceștia nu fac lucrarea lui Dumnezeu. Mesajul ăsta nu vine de la Dumnezeu. Iisus spune aici, robul rău zice, stăpânul meu zăbovește să vină. Niciodată Dumnezeu nu i-a dat nimănui mesajul, nu i-a spus să meargă să spună oamenilor că Iisus zăbovește să vină, că venirea Lui va fi într-un viitor foarte îndepărtat. Nu există așa ceva. Mesajul care Dumnezeu l-a dat poporului Său și mesagerilor Săi este, eu vin curând. Venirea Lui este iminentă, poate fi în orice moment. În continuarea predicii, capitolul 24 și 25 este o predică, o predică unitară. Împărțirea capitolului s-a făcut mai târziu, deci noi uneori ne duce în confuzie această împărțire pe capitole. Domnul Iisus, de fapt, continuă predica sa și continuă mai departe cu pilda celor 10 fecioare. Și începe cuvântul atunci, într-un viitor. Atunci când spune el predica, spune atunci, se referă la a doua lui venire, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Și aici, în parabola aceasta, o parabolă pe care o cunoaștem, de atâtea ori s-a vorbit despre din această parabolă, avem de asemenea două categorii de așteptători. Asemănările între cele două categorii.
Ambele grupe au candela. Ce reprezintă candela? Ce este candela? Ce simbolizează candela? Cuvântul tău este o candelă. Ambele grupe au candela, ambele grupe așteaptă mirele să vină, deci sunt în așteptare, amândouă grupe sunt așteptători, ambele grupe, și fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, ațipesc, adorm. Ambele grupe aud strigarea, iată mirele ieșiți în întâmpinare, se trezesc. Deci sunt asemănări între cele două grupe, 5 fecioare înțelepte și 5 fecioare neînțelepte. Apare o diferență. Diferența este că cele neînțelepte, le numește Biblia aici, nu aveau cu ele un de lemn. Aveau candele, dar nu aveau un de lemn. Ziceți-vă voi să spun că fecioarele acestea, fecioarele înțelepte, fecioarele neînțelepte, reprezintă biserica, reprezintă pe cei care așteaptă revenirea Domnului Hristos, așteaptă venirea mirelui. Fecioarele neînțelepte sunt persoane care așteaptă, care cred că Iisus trebuie să vină. Nu sunt necredincioși, ei cred că Iisus trebuie să vină. Sunt persoane care apreciază cuvântul lui Dumnezeu, au candela. Și vă spun că o deschid, citesc din Scriptură. Nu e vorba de membri de biserică, cei neserioși. Când vin, când nu vin la biserică, zecimea nu mai dau, la școala de sabat nu particip, rugăciunea în viața lor aproape a dispărut. Nu vorbim de cei neserioși, vorbim de oameni serioși care au candele, cred că Iisus vine, așteaptă pe Iisus să vină. Dar apare o problemă și aș vrea să vă întreb așa, din parabola celor 10 fecioare, care este marea problemă a fecioarelor neînțelepte? Poftim? Un de lemnul de rezervă, da? Dar alte cuvinte. Ce vrea să zică un de lemnul de rezervă? Ce reprezintă un de lemnul? Duhul Sfânt. Un de lemnul este un simbol al Duhului Sfânt. Aș vrea să fiți atenți la un cuvânt aici care îl spune mirele. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschid-ne, dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ce vă spune vouă cuvintele acestea? Nu vă cunosc. Este cineva pe care nu-l cunoaște Dumnezeu? Oare nu ne cunoaște Dumnezeu infinit mai bine decât ne cunoaștem noi? Ce vreau să zic aici, Domnul Iisus, nu vă cunosc. Și vă amintesc un alt pasaj din Matei, capitolul 7, unde unii vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am predicat noi numele Tău, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi minune în numele Tău. Și drept răspuns le voi zice, niciodată nu v-am cunoscut. Deci, paralel, vedem aici o paralelă între răspunsul pe care îl dă Domnul Hristos în celor două grupe de persoane. De ce Domnul Iisus spune nu vă cunosc? Ce vrea să zic acest nu vă cunosc? Poftim? Au trăit fără el. Da. E vorba de relația. Unde este relația? Observați? Deci Domnul Iisus le spune nu vă cunosc în sens de relație. Una este, fraților, să știm despre Dumnezeu și alta este să-L cunoaștem pe Dumnezeu dintr-o relație personală. Este o mare diferență. Și lucrul acesta ne atrage atenția Hristos aici, avem nevoie de această relație cu Dumnezeu. Rugăciunea noastră nu trebuie să fie doar, Doamne, ajută-mă, scapă-mă, dă-mi izbând în această zi, fii cu mine, cu familia mea, ci Dumnezeu așteaptă de la noi să venim la El cu sufletul deschis, să stăm în comuniune cu El. Dumnezeu vrea acea cunoaștere intimă unul cu altul. Cum cunoști o persoană? Vă amintiți cum v-ați cunoscut cei care sunteți căsătoriți? Eu cred că vă amintiți. Cum v-ați cunoscut? Eram în Madrid 15 ani în urmă. Soția mea nu este aici, dar este fetița mea. 15 ani în urmă. Astăzi se împlinesc 15 ani de când i-am cerut mâna soției mele.
15 ani, era 4 mai 2009. Ea nu este aici, dar mi-amintesc de momentul ăla. Ne-am logodit și la câteva luni ne-am căsătorit. Și în perioada aceasta între logodnă și căsătorie, locuiam în Madrid, în orășelul Coslada. Ea stătea la o familie de adventiști, eu stăteam la altă familie de adventiști. Mergeam la muncă, după muncă veneam acasă, mă spălam, obosit așa, poate mâncam ceva sau nu mâncam nimic și mă duceam la ea. Stăteam la ea până pe la 10-11 noaptea și a doua zi dimineață la 6 trebuia să fiu în picioare să merg la muncă și era muncă obositoare, era cald, incredibil. Și vă spun, de ce mă duceam la ea? Ce credeți? De ce mă duceam la ea? Ei, cei doi se iubesc, așteaptă momentul nunții și așa mai departe și mergi la persoana iubită ca să stai împreună cu ea. Bă, nici nu știai când trece timpul. La un moment dat te uitai, băi, trebuie să plec, gata, nu mai pot, trebuie să merg acasă. Stăteam la vreo 5-7 minute distanță unul de altul, dar trebuia să mă duc la camera mea să mă culc. Domnul Iisus vrea ca copiii săi să petreacă timp cu El. Vrea această intimitate cu El. Și de aceea le reproșează acestora, nu vă cunosc. Frațelor, dați-mi voie să vă spun că acestea sunt printre cele mai triste cuvinte care poate să le audă un om, o persoană. Să auzi din partea lui Dumnezeu un creștin care toată viața lui a fost creștin, care a mers la biserică, să audă cuvintele acestea, nu te cunosc. Este extraordinar de trist. Cum adică să nu mă cunoști, Doamne? Sau să nu-L cunoști pe Domnul? Este ceva incredibil. Și gândiți-vă, Domnul Iisus ne avertizează, El spune în versetul 13, vegheați dar căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Sunt multe de spus aici la parabola aceasta, nu voi stărui prea mult, dar dați-mi voi să vă întreb, cum se face că fecioarele, cele 5 fecioare înțelepte aveau un de lemn? De ce ele aveau un de lemn și ăstea nu aveau? Când interpretăm parabola aceasta, de multe ori mergem pe idee, băi, toți au adormit, toți dorm. Dar uite că 5 fecioare aveau un de lemn. Păi stai un pic, toată lumea doarme, dar astea au un de lemn. De unde l-au luat? Și aici ne spune, zice, duceți-vă și cumpărați. Înseamnă că ele au mers și au cumpărat. Au fost prevăzătoare. Fraților, vreau să vă spun ceva foarte important. Când vine criza, nu te poți pregăti în momentul în care a venit criza. Criza te-a prins așa cum ești. Pregătirea pentru criză se face anterior, întotdeauna. La cutremurul din România, zice că unii creștini au fost, toată lumea a fost surprinsă de cutremur. Zice, unul s-a apucat de un copac, Doamne, scapă-mă, s-a prins de un copac, scapă-mă, Doamne, pământul tremura. Cei care au prins cutremurul, 77, cred, da? Și altul, la etajul 4, cred că era etajul 4, cânta. Zice, fraților, nu frață, era el cu familia lui. Cântăm cântarea asta, a deschis cartea de cântări și cânta. Și vecinii lui au auzit că cântă și unii au venit la el și au zis, vrem și noi să stăm cu tine. Zice, mă, dar de ce nu fugiți pe scări jos? Cutremur a fost o pauză, iarăși cutremur, mă rog, a durat, nu știu, câteva minute. De ce nu fugiți pe scări? Băi, nu, că se dărâmă scările, nu, vrem să intrăm. Păi, da, dacă se dărâmă casa, nu se dărâmă și apartamentul. Nu. Apartamentul tău nu se dărâmă, vrem la tine. Și-au intrat la el. Zice, bine veniți. Zice, tu ești omul lui Dumnezeu. Criza te prinde așa cum ești. De aceea Domnul ne spune, vegheați, pregătiți-vă înainte de examen. N-așteptați să vină criza în viața voastră. Pregătiți-vă de criză din timp. Iar Spiritul Profetic ne avertizează că vine o mare criză peste pământul nostru, iar noi avem nevoie de o pregătire, noi nu suntem pregătiți, avem nevoie de o pregătire și suntem prea nepăsători ca să ne pregătim, spune Spiritul Profetic. Iubiți frate, vreau să vă spun că strategia lui Satana este să ne țină adormiți și să nu fim gata. Domnul Iisus ne avertizează, fiți atenți că venirea Fiului Omului poate fi o surpriză.
Pentru cine venirea lui Iisus Hristos nu va fi o surpriză? Pentru cine? Pentru cei care s-au pregătit. Corect. Cei care s-au pregătit, cei care se pregătesc, cei care sunt gata în fiecare zi, pentru ei nu poate fi o surpriză. Vă dau doar o idee. Dacă noi luăm parabola aceasta, cea 10 fecioare, întotdeauna am interpretat-o în sensul că se referă la venirea Domnului Iisus Hristos. Toată lumea, așteptătorii așteaptă, Iisus vine, se împart în două clase, cei care au un delem, cei care sunt pregătiți și cei care nu sunt pregătiți. Dar criza despre care vorbește aici parabola nu se referă la momentul exact al revenirii lui Hristos, este o altă criză. Aș vrea să vă întreb ceva. Înainte ca Hristos să vină pe norii cerului și noi să-L vedem, Biblia ne spune că va fi dat un decret duminical, va fi o persecuție, va fi dat un decret de condamnare la moarte, vor urma 7 plăgi, vor cădea peste pământul acesta. Credeți că toate evenimentele acestea, când lumea va fi într-o incredibilă și impresionantă situație, în punctarea natura, toate elementele vor fi dezlănțuite. Credeți că venirea lui Hristos mai poate fi o surpriză în aceste condiții? Credeți că cineva va sta la televizor și va zice, băi, am auzit că s-ar putea să vină Hristos. Când cad cele 7 plăgi și când după plaga a 6-a, Dumnezeu vorbește din cerul, pământul se cutremură, Dumnezeu anunță ziua și ceasul revenirii lui Hristos și urmează plaga a 7-a, care este revenirea lui Hristos pe norii cerului. La ce se referă această parabolă? Nu poate fi revenirea exact, momentul exact al revenirii. Momentul exact al revenirii n-are cum să te surprindă pe cei care sunt așteptători. Noi știm evenimentele care trebuie să aibă loc. Unde este ploaia târzie? Unde este strigătul de la miezul nopții? Unde este marea strigare și toate celelalte? Unde sunt toate astea? Că noi le vedem, noi ce știm? Că revenirea Lui este foarte aproape. Momentul acesta se referă la o criză și vreau să vorbesc despre lucrul acesta în după amiază aceasta. Este o criză care va veni peste poporul lui Dumnezeu și cu privire la această criză suntem avertizați ca să veghem, să fim treji. În continuarea capitolului 25, Domnul Iisus vorbește mai departe despre pilda talanților. Stăpânul trebuie să meargă în călătorie, cheamă pe robii săi și le încredințează talanți. Unul îi dă 5, unul îi dă 2, unul îi dă 1. Și în parabola aceasta vedem iarăși două clase de persoane. Cei care folosesc talanții săi și cei care îngroapă talentul și nu-l folosesc. La întoarcerea sa, stăpânul unora le zice, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Ce extraordinar să auzi cuvintele acestea care să le spună Iisus, intră în bucuria stăpânului. Ai fost credincios în puțin, dar intră în bucurie. Și cel care a îngropat talentul, i s-a cerut și lui socoteală. Și el a zis așa, Doamne, am știut că ești un om aspru și așa mai departe, mi-a fost teamă și n-am făcut nimic, uite, am ascuns, acum l-am scos și ți l-am adus ție. Robul respectiv are trei probleme, sau două probleme. Una, este leneș, este viclean, este fricos. Și eu să spun că leneșii și fricoșii nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Spune Cartea Apocalipsei. Acolo nu intră. Și altă problemă pe care o are el este, stăpânul meu este aspru. Cine a spus lui că Dumnezeu este aspru? De când Dumnezeu este aspru? El are și o concepție greșită despre Dumnezeu. Dumnezeu este aspru. Dumnezeu nu este aspru. Dumnezeu nu ne cere ceva ce El nu ne-a dat. Dacă El ne cere să folosim și să lucrăm pentru El potrivit cu talanții pe care El ne-a dat, nu altceva. Deci El putea să aibă și El rezultate la fel ca ceilalți în măsura în care Dumnezeu i-a dat daruri. Iubiți frați, în această descriere, aceste parabole pe care Domnul Iisus le lasă aici în Matei 24-25, vedem două clase de așteptători. Și mai vedem în acest două grupe de persoane, da? Și Domnul Iisus ne arată
cum putem fi gata pentru momentul revenirii sale, pentru momentul crizei? Cum putem fi gata? Și anume, sunt două lucruri pe care le avem de făcut. Una, să lucrăm, să facem ceea ce stăpânul ne-a cerut, să dăm hrană la vremea potrivită. Și al doilea lucru este să avem rezerva de un de lemn. Sunt două lucruri care trebuie să făcute. Asigură-te că ai rezervă de un de lemn. Asigură-te că ai o relație zilnică, intimă cu Domnul Iisus Hristos, prin care îl cunoști mai mult, te apropii mai mult de El. El lucrează în viața ta, transformă viața ta. Pentru că un de lemn de asemenea face trimitere la caracterul nostru. De aceea, fecioarele înțelepte zic, noi nu putem să vă dăm din un de lemnul nostru. Eu nu pot transfera experiența mea să o dau fratelui și fratele nu poate să-mi dea experiența lui mie. Este ceva intransferabil. Fiecare are relația lui personală cu Dumnezeu. Și fiecare trebuie să dezvolte această relație cu Dumnezeu. Trebuie să ne asigurăm de aceste lucruri. Este un citat în spiritul profetic care e foarte, foarte important și vreau să-l citesc în această dimineață. Ellen White spune următorul lucru. Mi-a fost arătat că în fața noastră sunt scene înspăimântătoare. Satana și îngerii lui își adună toate puterile împotriva poporului lui Dumnezeu. Adică să știți că Satana nu doarme. Dacă s-ar putea ca noi să dormim, să fim un pic indiferenți, nepăsători, neglijenți cu privire la viața noastră spirituală, el nu. Și vă spun de ce. Satana știe că are puțină vreme. Și el știe că este ultima lui luptă pe care... Lupta e pierdută, bătălia este câștigată de Domnul. Dar el, încercarea lui este ca să împiedice poporul lui Dumnezeu să fie gata. Și în felul acesta să amâne revenirea lui Hristos la nesfârșit. Despre asta vreau să vorbesc cu ocazia seminarului. Și uitați ce spune serva Domnului. El știe că dacă ei, poporul lui Dumnezeu, dorm puțin mai mult, este sigur de ei, căci nimicirea lor este sigură. Observați strategia lui Satana. Spune așa. El știe că dacă ei dorm, își adună toate puterile împotriva poporului Dumnezeu ca ei să doarmă. Și vă spun care este strategia lui Dumnezeu. Știți care este strategia lui Dumnezeu? Să ne trezească. Dorința lui Dumnezeu este să ne trezească. Imaginați-vă un părinte care trebuie să închidă ușa în fața copilului său. Să închidă ușa. Și afară e gata. E pierdut. Vă puteți imagina... situația prin care trece Dumnezeu, în care El trebuie să închidă ușa și cineva nu mai poate să intre. Pentru că într-o zi ușa Harului va fi închisă. Astăzi ușa Harului este deschisă. Vestea bună este că astăzi putem să avem acces liber la scaunul Harului. Oricine poate fi mântuit. Toți oamenii pot fi mântuiți dacă vor. Oricine are credință în Iisus Hristos poate fi mântuit. Dar într-o zi ușa Harului se va închide. Și eu, ce ar trebui să facă o persoană când Dumnezeu își dorește atât de mult să mântuiască pe copiii săi? Ce ar trebui să facă o persoană ca să fie pierdută? Este ceva care este foarte greu de imaginat. Este greu de imaginat. Tocmai de aceea, Dumnezeu astăzi, preocuparea lui Dumnezeu astăzi este să-și pregătească poporul său. Să pregătească mireasa. Este un citat în Sora White, care aș vreau să vi-l citesc, vis-a-vis de tema zăbovește sau nu zăbovește. Este un citat care spune așa. Lunga noapte de tristețe este obositoare, dar dimineața este amânată din milă, pentru că dacă stăpânul ar veni, atât de mulți ar fi găsiți nepregătiți. Observați? Deci Dumnezeu încă spune îngerilor să nu dea drumul la vânturi pentru ca poporul lui să fie gata. Dimineața este amânată din milă, iar Apostolul Petru, a doua Petru, capitolul 3, spune acolo, Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, da?
ce are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Preocuparea lui Dumnezeu este de a pregăti mireasa lui. Iar biserica, biserica este mireasa. Vestea bună este că Dumnezeu va avea un popor pregătit. Dumnezeu va avea mireasa pregătită. Apocalipsa capitolul 18, cred, sau 17, spune acolo că mireasa lui, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu ei în subțire strălucitor. Soția lui s-a pregătit, mireasa s-a pregătit. Cei 144.000 s-au pregătit. Și aceștia 144.000, în momentul în care sunt pregătiți prin Harul lui Dumnezeu și prin relație strânsă cu Domnul Iisus Hristos, asupra lor vine ploaia târzie, vine reînviorarea de la fața Domnului. Ei fac marea strigare. Marea strigare este strigarea despre care vorbește Apocalipsa, capitolul 18. Este lucrarea lui Dumnezeu prin care luminează pământul cu slava Lui. Și această lucrare încheie, prin această intervenție a lui Dumnezeu, Dumnezeu încheie istoria acestui pământ. Vis-a-vis de lucrarea misionară, Ellen White spune că Dumnezeu putea să-și facă lucrarea sa fără noi, putea să facă fără noi. Avea el căile sale, prin îngeri, prin alte căi, dar pentru ca noi să dezvoltăm un caracter asemenea caracterului Domnului Iisus Hristos, El ne-a chemat ca noi să fim părtași în această lucrare. Se povestește despre un creștin din India, de fapt am citit personal această istorie, era un creștin care îl cunoscuse pe Hristos și consacrat lui Hristos, avea o relație strânsă cu Hristos și trăia minun omul respectiv, se ruga foarte mult. Într-o seară trebuia să trecea printr-un drum care trecea prin munții Himalaya și trebuia să ajungă într-o localitate. Era foarte, foarte frig. El nu era îmbrăcat foarte bine, era împreună cu alte persoane care mergeau pe drumul respectiv, dar era atât de frig încât omul a zis, în inima lui și a zis, nu pot să mai merg mai departe. Sunt epuizat, sunt obosit și frigul ăsta m-a înghețat, pur și simplu sângele mi-a înghețat. Și în mintea lui s-a gândit că va muri acolo. Și în momentul în care nu mai știa ce să facă, aude pe cineva strigând după ajutor. S-a uitat într-o parte în alta și a văzut un om care era căzut în zăpadă. S-a dus la el, ce să facă? Și o voce i-a spus, salvează-l pe omul ăsta. L-a luat pe omul respectiv, l-a urcat în spate și a mers cu el până la a ajuns în localitatea unde se îndrepta el. Și în momentul în care a făcut efortul respectiv, s-a încălzit și el, l-a încălzit și pe celălalt. Și când a ajuns în localitatea respectivă, a mers la o casă și a dat seama după aceea că salvându-l pe omul care era căzut, s-a salvat pe sine însuși. Deci Dumnezeu ne-a dat ocazia nouă, mântuirea este prin credință, este prin harul Domnului Iisus Hristos. Nu putem să o câștigăm noi prin fapte. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea prin credință. Dar, ajutându-i pe alții să-L cunoască pe Hristos, lucrând în favoarea altora, noi rămânem în mântuire. Rămânem fierbinți. Altfel, intervine această răceală și această obișnuință cu credința și cădem de la credință. Și Domnul Iisus ne spune acest lucru. Vegheați, fiți gata în orice moment, faceți lucrare care v-a fost încredințată și preocupați-vă să aveți tot timpul rezerva de un de lemn. În timpul cel de-al doilea război mondial era un aviator care, american, a avut foarte multe zboruri și Dumnezeu i-a păstrat viața. Imaginați-vă că un aviator riscă aproape la fiecare misiune care o are să fie doborât de vrăjmaș. Și Dumnezeu i-a păstrat viața. La sfârșitul războiului s-a încheiat războiul și trebuia să plece acasă. Și el s-a gândit așa, zice, nu le voi spune la ei mei că vin acasă, vreau să le fac o surpriză. Și nu le-a zis nimic.
Au plecat din Europa, au trecut oceanul, în sfârșit a ajuns omul în statul lui, în orașul lui, și de acolo o mașină militară l-a luat ca să-l ducă acasă la el. Și când a ajuns acasă, surpriza lui, a văzut un banner mare care era afișat acolo și scria pe el: "Bine ai venit, tati!" Și el a surprins, ok, a intrat în casă, s-au bucurat, lacrimi de bucurie, s-au îmbrățișat, extraordinar. După care el îi întreabă: "Zi, măi, de unde ați știut că vin astăzi?" Și eu zic: "Păi, noi n-am știut." "Păi și, dar văd aici..." Zice: "Noi am știut că s-a terminat războiul și știam că poți să vii în orice zi. Și ne-am pregătit și eram gata în fiecare zi. Soția lui era îmbrăcată în haine, era într-un costum, copiii erau îmbrăcați. Erau îmbrăcați în fiecare zi ca să-l întâmpine." Nu așa pur și simplu, m-a prins în pat, a venit soția și m-a prins. Eu stăteam în pat, citeam o carte acolo așa nepăsător. Nu, erau îmbrăcați, erau pregătiți. Vreau să spun ceva, iubiți frați, în această dimineață. Cât de mult Domnul Iisus își dorește o biserică care îl așteaptă. Cât de mult Dumnezeu își dorește o biserică care îl iubește și abia așteaptă să se întâlnească cu El. El vrea să vadă lucrul acesta în viața noastră. Că noi dorim să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos pentru a petrece veșnicia cu El. Să știți că starea acestei lumi, Dumnezeu vrea să-i pună capăt. În fiecare zi, milioane, mii de morți sunt. La fiecare 6 secunde moare un copil de malnutriție. 6 secunde au trecut. Un copil din lipsă de hrană. Gândiți-vă la tragediile care sunt pe acest pământ. Noi suntem oameni limitați, nu ne atinge prea mult. Dar pe Dumnezeu îl atinge, pe Dumnezeu îl doare. Pe Dumnezeu îl doare, Dumnezeu vrea să pună capăt. Noi nu cunoaștem toate aspectele marei lupte. Nu le înțelegem noi pe deplin pe toate. Dar nouă ni s-a spus un lucru. A 2 Petru, capitolul 3, spune acolo: "Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului." Deci noi trebuie să fim așteptători care așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului. Deci asta e partea noastră. Mai departe, alte implicații ale marii luptii sunt pentru Dumnezeu, nu sunt pentru noi. Dar asta este partea noastră care Dumnezeu ne-a spus că trebuie să o facem noi. Există comentarii vis-a-vis de textul acesta, cred că e 2 Petru 3 cu 11, mi se pare, în care așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului. Textul grecesc ar avea două posibilități de traducere. Am citit un comentariu făcut de un student de la Montemorelo, în care spune că sunt două posibile traduceri: așteptând și grăbind sau așteptând și grăbiți-vă, adică grăbiți-vă voi. Sunt două posibile traduceri. Analizând însă viața lui Petru, am ajuns la concluzia că varianta corectă este așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Și vă spun de ce. Când Domnul Iisus era cu ucenicii și le-a dat mandatul: "Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia", știți care era ideea ucenicilor? Ideea ucenicilor a fost: Iisus va veni foarte curând. Mergem, predicăm repede peste cât putem, eventual în Ierusalim predicăm la iudeii care au venit din diasporă, predicăm la prozeliții, ei vor duce mesajul mai departe, da? Predicăm Evanghelia. Pavel la un moment dat spune în Coloseni că Evanghelia a fost predicată la orice făptură, la orice făptură de sub cer, da? Și ei știau că dacă predică Evanghelia, Iisus se întoarce. Și tocmai de aceea Petru zice, așteptând și grăbind, deci, pentru că el, Petru, credea că poate grăbi revenirea lui Hristos. Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Iubiți frați, preocuparea lui Dumnezeu este ca biserica lui să fie gata, fiecare dintre noi. El vrea ca inima noastră, ființa noastră să dorească întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și spune sora serva Domnului, zice că Dumnezeu nu acceptă nimic mai puțin decât o consacrare totală. El vrea ca inima noastră să o predăm Domnului. Și vă spun un lucru. Nu e vorba să renunțăm la joburile noastre. Nu e vorba să facem nu știu ce misiune, nu știu ce părți ale lumii.
E vorba să schimbăm prioritățile din viața noastră. Avem nevoie de o rearanjare a priorităților vieții, în care Dumnezeu să fie pe primul loc. Noi, Elena mai spune, noi trebuie să ducem Evanghelia acolo unde lucrăm, acolo unde locuim, între vecinii noștri. Vă sugerez ceva, rugați-vă pentru vecinii voștri. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă deschidă o cale prin care să le puteți vorbi despre Hristos. Rugați-vă pentru colegii voștri de muncă. Rugați-vă pentru cei dragi ai voștri din familie care încă nu-L cunosc, încă nu s-au întors la Domnul. Este un câmp de lucru pentru fiecare dintre noi. Și lucrul acesta vrea Hristos să-L facem, pentru că știe că dacă noi, din toată inima, facem această lucrare, suntem pregătiți pentru a ne întâlni cu El. Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune în tot ce avem de făcut și în deciziile pe care noi le luăm, și El să lucreze la inima fiecăruia dintre noi, în a face din Hristos prioritatea vieții noastre, în a face din Dumnezeu și din voia Lui, în a face din voia Lui o prioritate în viața noastră. Și în felul acesta să putem fi gata în orice moment, oricând ar veni El, să ne găsească gata, să ne găsească pregătiți și să auzim acele cuvinte atât de frumoase: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Vreau să spun că noi suntem, așa cum a spus și fratele pastor în predica din sabatul trecut, noi suntem mireasa, biserica este mireasa, da? Noul Ierusalim de asemenea este mireasa, dacă citiți Apocalipsa atent, și noi suntem de asemenea invitații la nuntă. În momentul în care Domnul Iisus încheie judecata de cercetare, se căsătorește cu mireasa Lui. Domnul Hristos se căsătorește cu mireasa Lui, este încoronat ca împărat și se întoarce să-și ia mireasa de aici, de pe pământ. Mergem în cer și participăm la ospățul nunții mielului. Vom fi și cei care, oaspeții la nuntă, și mireasa și oaspeții la nuntă. E foarte interesant cum Biblia descrie lucrul ăsta. Vom așeza Hristos la masă ca să ne bucurăm, să fim cu cei mântuiți, să stăm cu Domnul Iisus. Este ceva care depășește imaginația mea și poate și imaginația voastră, dar asta este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Încercările noastre ușoare de o clipă pe care le avem în viața noastră nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de copiii lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute în deciziile pe care le luăm. Amin. Închidem serviciul de vin din această oră cu imnul 468, spre acele țărmuri. Thank you.
Ne rugăm Domnului împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim că am putut să fim prezenți în locașul tău de închinare. Îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul tău. Iartă-ne, Doamne, pentru tot ce greșim în viața de zi cu zi. Curățește-ne și ajută să putem să primim Duhul tău ce sfânt, să avem candele pline. Ajută-ne, Doamne, să când vom pleca de aici, să te luăm cu noi acasă, nu ne lăsa singuri. Vino și locuiește în casele noastre, împreună cu ungerii tăi cei sfinți, și să căpătăm puterea astfel să rămânem de partea ta în aceste vremuri tulburi, iar atunci când vei veni pe norii cerului, să ne bucurăm împreună cu cei mântuiți, împreună cu cei dragi, cu copiii noștri și cu toți cei cu inima sinceră de pe întreg pământul. Ne predăm în mâna ta, prin meritele scumpului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos în veci. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest sabat frumos, chiar dacă am fost mai puțin de data aceasta, eu zic că Domnul Hristos a fost în mijlocul nostru. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Fraților, vreau să vă spun ceva, nu vreau să mai întind predica încă o dată, dar Domnul Iisus se întâlnește cu oricine dorește să se întâlnească cu El. Oricine a venit cu dorința de a se întâlni cu El, s-a întâlnit. Mulțumesc pentru răbdarea voastră. Eu personal aș începe deja seminarul, nu mai vreau să mănânc mâncarea fizică, mi este suficient, dar ținând cont că s-ar putea fizicul nostru să ceară și mâncarea fizică, e bine să ne facem și datoria față de trup. 15-20 de minute, dacă avem un sandwich, mâncăm ceva și după aceea un cerc mic facem aici și vă spun câteva gânduri care le-am mai descoperit eu din Cuvântul lui Dumnezeu, din Spiritul Profetic legat de ce înseamnă să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. Și vreau să vă spun care cred eu că este surpriza pentru așteptători. Este o surpriză care așteaptă pe așteptătorii revenirii Domnului Iisus Hristos. Vom fi surprinși toți. Și vreau să vă spun care este acea surpriză. Păstrez asta pentru seminar. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. O săptămână binecuvântată să aveți.